o rog pe doamna Doina Ghițescu să citească din volumul Mariei Fica. Dragi tineri, doamnelor, domnilor, prieteni ai cuvântului, prieteni ai artelor, pentru cine mă cunoaște mai puțin, sunt actrița Doina Ghițescu de la ansamblul artistic Ciocârlia. Nu este pentru prima dată sosirea mea aici, în Slobozia. Am venit la chemarea celui care este membru al Uniunii Scriitorilor din România, la chemarea celui care a păstorit odinioară frumoasa bibliotecă din Slobozia, la chemarea celui căruia astăzi îi spun cu drag la mulți sănătoși și frumoși ani, Șervan Codrin! La mulți ani! Ai văzut că am aflat și lucrul acesta. Sunt oameni care te iubesc. Și noua directoare te iubește, să știi, foarte mult. Mulțumesc mult! E o certitudine, nu? Apoi trecuta oanii și iată-ne aici împreună, trecuta oanii, cum spune Eminescu, cu o frumoasă directoare. Mă bucur mult de tot că sunteți și rămâneți cu noi până la finalul acestui eveniment. Mă bucur că dumneavoastră sunteți la trăsura aceasta frumoasă a Casei de Cultură, care este Ionel Perlea din orașul Slobozia, și mă bucur că sunteți unul din corespondenții de excepție pentru Radio România Actualități. O salutăm cu drag pe cea care este directorul bibliotecii culturale Ionel Perlea. Ne bucurăm mult! Este bine să ne cunoaștem oamenii de lângă noi. Poate că mulți cei de la prezidiu nu vă știau. Mă bucur mult de tot. E important să ne cunoaștem valorile, să le prețuim, să le iubim, să le cinstim, să le protejăm, să nu le uităm, pentru că numai în felul acesta putem duce mai departe inima și cuvântul neamului românesc de la rădăcina lui. Așa cum Șervan Codrin n-a uitat niciodată și când vine în București la lansările lui frumoase, de altfel, de carte, știe prea bine să ne vorbească și de Slobozia, și de oameni, și de matca acestui pământ care se numește România. Dragii mei, ceea ce este important, că cel care v-a vorbit un centimetru mai devreme, este Ion Machidon, omul pe care l-am cunoscut atunci când anii mei tineri sunau, să zic așa, cântec, și acum, dar atunci erau niște cântece care făceau să-mi vibreze într-un anume fel sufletul și entuziasmul acesta al sertărașului discret al inimii mele. L-am cunoscut pe Ion Machidon și ca scriitor, așa, ca poet, apoi ulterior ca editor, fiind editor la o editură importantă, Amur Sentimental, are un cuvânt greu literar de spus în lumea literară, în lumea artelor. Aș vrea să vă spun că împreună cu Ion Machidon și cu cenaclul domniei sale, cenaclul care se desfășoară în frumoasa grădină și în frumoasa casă memorială a lui Bacovia, într-o grădină care te încarcă de frumusețe și acolo te-ai simți foarte bine tu, Neluța Stăicuț, cea despre care o să vorbim ulterior, pentru că ea este și un excelent terapeut și o să vedem la, știți, e un rost pentru toate și o vreme pentru toate, acolo în grădină la Bacovia trebuie neapărat să ajungi la invitația lui Ion Machidon. Suntem împreună. Important este că ne-am regăsit sau, de ce nu, ne-am cunoscut. Sunteți foarte tineri, poate nu ne cunoașteți. Important este să învățați sau să înțelegeți pe lumea asta. În viața aceasta pe care o trăim pe acest pământ, nu le putem cunoaște pe toate. Important este să înțelegem ceva din această viață, din trăirile noastre. Tocmai de aceea rămân cărțile. Rămân cărțile, cele care vorbesc, așa se întâmplă și cu cartea autoarei Maria Fitcal, profesor la Marin Preda. Acolo, la liceul Marin Preda, am fost de mai multe ori invitată dumneavoastră la întâlnirile cu elevii, întâlniri foarte productive, într-o învățătură, bine motivate, justificate. Important este să ai ce să-i dai elevului, să ai ce să-i spui. Pentru că nu întotdeauna cel care este un bun actor poate fi și un bun profesor. Nu întotdeauna există o taină aici. Taina înseamnă să ai puteri în tine, să știi cum să treci rampa. Despre Maria Fitcal, despre scriitoarea Maria Fitcal, la un moment dat Ion Machidon spune atât de frumos pe coperta 4, o să luați această carte și o să o citiți, merită să fie citită, pe coperta 4 spune că atunci când îi citește versurile,
se duce cu gândul la sentimentul acela pe care autoarea Magda Isanos ți-l aducea atât de frumos în suflet. E adevărat, și nu uit toporașii Magdei Isanos dintr-o primăvară atât de frumoasă. O să vi-l rostesc, dar nu acum. Și tot ea, Maria Fitcal, merge pe drumul acela deschis atât de frumos de Nichita Stănescu. Și o să vedeți în versurile ei, o să simțiți acel fior al poeziei. Ceea ce este important, că autorii pe care astăzi îi vedeți și despre care mai puține lucruri încă știți, rămân acolo, în lada noastră de zestre, în lada noastră de zestre a pământului acesta care se numește atât de frumos, cum a spus Nichita Stănescu, un pământ numit România. Și acum iată versul, așa cum l-am ales eu, cum l-am conturat pentru că acum am primit cartea și cum m-am bucurat că o revăd cu drag pe Maria Fitcal. Prima mea privire, prima mea privire, desprinsă din mine și umbrită de cer, s-a umplut de ani atunci când retina mea a reflectat pentru prima oară lumina pe partea interioară a existenței spre mai departe, pe partea dinspre noi a clipelor, pe partea dinspre noi a anilor, a anilor lumină. Incandescența clipei de sub timp. Mă lovesc de fapte. Mai întâi cu respirația, apoi cu înțelesul și învăț. Caut steaua polară a gândului din lăuntrul gândului meu, a ochiului din lăuntrul ochiului meu. Dar timpul lichid se prelinge pe sub culori, pe sub forme, pe sub margini. Mâinile mele, visele mele, hotarele mele, clipele mele prezente în prezentul prezentului meu de acum, pe toate le învelește fluiditatea timpului în marea lui curgere. Și va veni o vreme când gândul va deveni ecou al propriilor amintiri, ochii ecou al curcubeului, iar oasele ecou al pământului. Dar se va stinge oare vreodată incandescența clipei de sub timp? Sunt o poveste neterminată. Sunt o poveste neterminată. Fiecare zi e un poem care se scrie singur. Zilele îmi scriu poemul cu sclipiri de rouă și cu bateri de vânt. Aud clopotul mării și chemarea ploii. Pipăi necuprinsul cu priviri de ceață. Simt apropierea valului și freamătul infinitului și visez. Visez să colorez griul existențial, chemând suflarea din adâncuri la viață. Și pentru că eu simt că pământul, mai ales că acum ne aflăm aici la întâlnirea aceasta pe care biblioteca o face împreună cu asociația domnului profesor dr. Maria Alexe, adică la Biblioteca Bărulescu, se spune, așa simt eu, că pământul este ca o mare bibliotecă, ca o mare bibliotecă în care putem încăpea toți. Și iată misterul, misterul Mariei Fitcal. Pământul este o inimă mare. Oamenii, grăbite celule,
închise sever într-o palpitație. Suntem prinși în vâltoarea faptei, târziu, cu greu, mai distingem niște șoapte despre misterul care ne curge prin vene, luminându-ne orbirea. Moartea. Moartea poate să-mi încalce dreptul de proprietate asupra cărnii și a sângelui. Dar nu poate să-mi jefuiască din inimă ceea ce adun în mine din clipa în care urechea din lăuntru a auzit chemarea cuvântului. Și va veni o vreme când el, cuvântul, va primi o ureche și o inimă ca o primă casă. Dacă îl vei ține clandestin în buzunarul interior al hainei cu care ți-ai îmbrăcat sufletul, atunci el, cuvântul, va fi nu doar ureche și inimă, ci va deveni martor al înveșnicirii tale, el, cuvântul.